George Copos și cere înapoi jumătatea de milion de dolari plătită statului după condamnarea suferită în dosarul transferurilor. Avocatul fostului finanțator al Rapidului afirmă că magistrații Curții de Apel București au calculat greșit valoarea prejudiciului și l-au obligat pe mult de afaceri să achite de 71.000 de ori mai mult decât ar fi trebuit în mod normal. În ziua în care l-a condamnat la 3 ani și 8 luni, Curtea de Apel București l-a obligat pe George Copos să plătească Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în solidar cu Ioan Becali și Gica Popescu, peste 2 milioane și 200 de lei. În plus, instanța a decis să-i se confiște și suma de 500 de mii și 7 dolari, în urma transferului fotbalistului Florin Bratu. Fostul patron al Rapidului era astfel considerat vinovat de două infracțiuni de evaziune fiscală. Copos a plătit suma datorată fiscului, dar susține prin avocatul său că judecătorii care l-au trimis după gratii au greșit calculele. Făcând calculul matematic cu privire la sumele care au ajuns la celelalte persoane, rezultă o sumă, de, o diferență de doar 7 dolari care ar fi trebuit în raționamentul instanței confiscată. Adică de 71 de mii de ori mai puțin. Așa că omul de afaceri, condamnat între timp și în dosarul loteria la 4 ani de închisoare cu executare, a deschis două procese. Unul la tribunal, altul la instanța care l-a condamnat definitiv. Și atunci cu diferența pe care domnul Copos a plătit-o în plus, ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui să fie restituită. George Copos este judecat și în dosarul Loteria 2, iar în ipoteza în care va fi găsit vinovat și condamnat pentru a treia oară, pedepsele vor fi contopite, urmând să o execute pe cea mai mare, la care ar putea primi un spor. Și pentru că are 61 de ani, el poate fi eliberat condiționat după ce îi spășește o treime din condamnare.